Președintele Maia Sandu a primit propunerea de a deveni candidatul forțelor pro-europene la alegerile prezidențiale din toamnă, însă a refuzat-o după ce i s-a pus condiția să demită guvernul recean sau cel puțin să înlocuiască miniștrii nocivi asupra cărora planează suspiciuni de corupție. Declarația a fost făcută de unul dintre membrii blocului Împreună, Alexandru Bujoreanu, în cadrul unei emisiuni de la N4. Doamna Sandu a mai avut o șansă și încă o mai are. Să devină, probabil, un candidat a mai multor forțe politice. Noi am lansat o propunere, dumneaei, la ultima întâlnire, ca să fie demis guvernul, sau cel puțin miniștrii care nu fac față și asupra cărora planează suspiciuni de corupție, care au gestionat prost crizele, inclusiv cele din agricultură, care gestionează prost situația economică din țară, și să investească un guvern al unității naționale, poate fi numit oricum. Însă este o inițiativă care probabil nu se bucură de prea mare popularitate în rândul partidului de guvernământ și, spre regret, inclusiv doamna Sandu nu se poate desprinde de anumiți miniștri nocivi. Deja, nu doar pentru partidul de guvernământ, ei au devenit problema nu doar a PAS-ului, au devenit problema țării. Și avem suficiente informații că unii din acești miniștri ar fi, sau unii din acești exponenți ar fi investigați inclusiv și în cadrul unor dosare penale. Potrivit lui Bujoreanu, Maia Sandu este a doua opțiune de vot pentru un procent din alegători. Doamna Sandu nu a reușit să dovedească că este un președinte a tuturor și toate eșecurile guvernării, care reprezintă de fapt o emanație a dumneiei, sunt văzute ca și eșecurile dumneiei. Și într-un stat democratic în care cetățenii analizează la rece, așa și este. Pentru că ce a construit pe parcursul timpului doamna Sandu în calitate de lider de partid, a dus la apariția unei formațiuni care, nu știu la ce etapă, a abordat ca și strategie de activitate nimicirea a tot ce înseamnă parteneriat sau alternativă pro-europeană pe dreapta. Bujoreanu mai spune că din cauza orgoliului exponenților PAS, care vor să mențină un monopol asupra integrării europene, acest proces ar putea fi compromis. Am încercat să aflăm de la președinție un comentariu la declarațiile politicianului și dacă într-adevăr șeful statului a primit propunerea de a deveni candidatul forțelor pro-europene la alegerile prezidențiale, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova vor fi organizate pe data de 20 octombrie 2024.